Salut, sunt Mihai Nicolici, fondatorul Private Wine. Tuturor ne place să mergem la restaurant, sau în fine celor mai mulți dintre noi. Știm ce ar trebui să se întâmple acolo, cum să fim serviți, ce drepturi și ce obligații avem. Discutăm aici, în primul rând, despre vin. Știați, spre exemplu, că vinul la pahar nu trebuie să vină de la bar? El trebuie turnat din sticla deschisă anterior la masă, chiar în fața voastră. Același lucru trebuie să se întâmple cu orice vin. Știți cum se prezintă un vin? În primul rând, tot ceea ce se întâmplă acolo nu trebuie să fie ostentativ. Ospătarul ar trebui să vină cu naturalețe, să aducă vinul comandat la masă, fără a-l agita. Da, nici să nu-l aducă ca pe un ou Fabergé cu mare strictețe. Apoi trebuie să-l prezinte celui care l-a comandat, să-l deschidă fără a învârti sticla, să miroasă dopul și apoi, pentru confirmare, să lase dopul celui care l-a comandat. Este foarte important să știți, în primul și în primul rând, cum arată și cum miroase un dop cu defect de dop. Este mirosul acela care are o notă de carton ud, de mucegai, care face ca vinul să nu mai fie servit la masă niciodată. Acolo unde clienții restaurantului știu lucrurile astea, ospătarii, somelierii sau orice alt angajat nu își permit să placeze astfel de sticle și nici să comenteze în cazul în care clientul semnalează asta. Mai ales că producătorii înlocuiesc sticlele cu defect de dop. Știai asta? Pe de altă parte, nici nu e în regulă să refuzăm un vin doar așa de amorul artei sau ca să enervăm chelnerul să ne răzbunăm pe el. Nu e absolut deloc civilizat. Sunt vinuri care necesită un procedeu mai complicat de prezentare, se numește decantare. Se face pentru anumite vinuri și este mai ales cazul restaurantelor cu pretenții cu o listă de vinuri mai complexă. Decantarea a însemnat inițial separarea suspensiilor care apar la vinurile vechi de lichidul care ajunge în pahar. Între timp s-a constatat că forma decantorului permite și aerarea rapidă a vinului, lucru foarte important în multe situații. În cazul decantării, la masă, există un întreg ritual, un spectacol în primul rând. Spectacolul ăsta are menirea de a transmite atât celui care a comandat vinul, cât și celorlalți, că vinul respectiv merită toată atenția. Pe de altă parte, există vinuri care trebuiesc deschise și aerate multe ore, poate chiar o zi. Trebuie spus că lucrurile astea se întâmplă numai la marile restaurante cu marile vinuri ale lumii astea. Și este în primul rând o treabă de încredere, pe care o vom explica în curs. Important de știut este că un vin din acesta nu poate fi comandat în momentul așezării la masă. Și mai ales, ar trebui să nu fie servit. Cei care cunosc acest lucru evită firește această situație stânjenitoare. În cursul vinul meu avem o secțiune specială dedicată situației de restaurant. Cum să facem ca toate aceste lucruri să ducă la o experiență frumoasă? Și nu e complicat, dacă știi.